Bună ziua, dragii mei! După cum vedeți, a trebuit să schimb camera pentru că cealaltă s-a umplut, că asta e. Am obiceiul să vorbesc prea mult, știu. Și probabil că aici pierd și un anumit număr de ascultători, dar mă bucur că să rămâneți alături de mine cei care totuși iubiți etalările lungi. Spuneam că, așa a rămas, că întâlnirea nu e finală. Rămâne cu posibilități. Finalul este neutru. Am explicat un pic despre momentul întâlnirii, da? Că se dorește. Aveți șansa să alegeți, pentru că la voi a apărut doi de spade și energia generală a întâlnirii este marcată de doi de bâte, da? Sunteți puși în postura în care trebuie să alegeți. Dar n-am văzut nicio ofertă concretă. Am senzația deocamdată că ar putea pentru unii dintre voi să fie o împăcare sau o discuție care vă deschide niște oportunități, posibilitatea să încheiați un ciclu și să începeți un alt ciclu. Haideți să mai vedem. Interesant că s-a oprit setul de cărți, nu mai știu, s-a oprit setul de cărți, nu mai știu dacă la ăsta sau... Eu vorbeam singură și s-a oprit camera. S-a oprit la aveți încredere. Aveți încredere în voi. Interesant că totuși această imagine se sugerează libertatea și libertatea revine aici ca posibilitate. Ca posibilitate. Hai să vedem energia acestei persoane, integrare. Am zis, persoana aceasta vrea să încheie un ciclu și să înceapă unul nou. Interesant, apare inocența. O dată, de două ori, de trei ori. Are numărul 19, dar nu e soarele. Vedem ce ar putea să însemne. Ori vrea să integreze și o viziune plină de speranță în atmosfera dintre voi, ori imediat 2 de cupe, letting go, interesant, și playfulness. Carte pentru nu, doi de cupe. Interesant. 10 de bâte. 10 de bâte înseamnă supresiune. La capătul setului de cărți, doi de monede. Da. Acest personaj încearcă să vadă în spatele iluziilor. Poate că a avut o atitudine egoistă, laziness, față în față cu fericirea. Când a fost vorba să se lupte pentru fericirea sa, a preferat să stea confortabil. Și acum vede în spatele iluziilor, vede, acum, la sfârșit de capitol, este finalul, da? Care vede că nu și-a atins totuși fericirea maximă din cauza dorinței pentru confort, da. Aici este iluzia în care a stat și pe care trebuie să o încheie. Și își dorește să manifeste altceva. Doi de moment cu moment. Interesant, doi de monede. A fost pus de voi, de situație, de viață, în postura în care să aleagă confortul său personal sau fericirea. Fericirea care nu poate fi deplină decât în preajma cuiva sau într-o misiune, cum ar fi steaua, să zic, da? Și în această înțelepciune sau înțelegere la care a ajuns, eventual s-a conectat cu latura sa care ține de inocență, de puritate. Pentru unii am senzația că această inocență vine de la steaua de mare. Care o fi steaua de mare? Voi, teoretic, așa cum am așezat cărțile. Pentru că, fiind a cincea carte în semnele de apă, cinci reprezentând copii,
ar putea energia voastră vindecătoare să vindece ceva din copilul său interior și să reușească să-și integreze și inocența printre toate celelalte trăsături pe care le are. Ei, și acest personaj își dorește să integreze și energia voastră inocentă, și energia voastră liberă, și energia voastră înțeleaptă, și a lor, și energia lor, și inocența lor, și înțelepciunea lor, și eu știu ce alte trăsături, da? Inclusiv pasiunea. Ideea este că între timp, dacă acest personaj a fost într-o altă relație, v-a ținut ca și prieten, doi de cupe, prietenie, spune aici, pentru că nu se putea implica, a fost un vis, eventual. A fost un vis să fiți voi împreună și să creați ceva. V-a ținut, cum se zice în engleză, da? Friend zone. V-a ținut într-o zonă a amicilor, da? Și totuși această atitudine i-a obosit. Pe de-o parte, am zis, e posibil și ei și voi, unul dintre voi, da? Să trebuiască să aleagă într-o căsnicie care presează și o relație care oferă libertate de exprimare. Acest personaj trebuie să lase în urmă ori un suflet pereche care l-a obosit și dorește să manifeste o atitudine, o relație liberă cu voi, dar mare grijă, pentru că voi totuși aveți doi de spade. Dacă vrea să treacă de la etapa de prietenie la etapa de prieteni cu beneficii, înțelegeți, da? Adică nu doar prieteni, nu doar un vis, ci să vă și culcați împreună, voi alegeți ce vreți să faceți. Pentru că această atitudine jucăușă iar mă duce cu gândul la un cavaler de bâte care, asta e energia lor. Păi nu pare totuși foarte serios. Totuși mai dăm o carte. Ia, după această... Am îndrăgostiții. Și ei trebuie să aleagă. În singurare. Și ei trebuie să aleagă. Să aleagă dragostea. Dar dacă aleg dragostea și vor să manifeste ceva nou, această manifestare va veni foarte greu, va veni încet, cavalerul de monede, după o perioadă de introspecție profundă, care ar putea să fie introspecția numai în singurătate, da? Se manifestă. Nimeni nu ne poate ajuta, noi trebuie să înțelegem. De-aia apare nevoia de claritate. Ia să vedem energia voastră. Clarifică energia celei de-a doua persoane, doi de spade odată, de două ori, de trei ori. Îmi pare rău că la voi, în general, se opresc, se termină bateria, se încarcă telefonul, se întrerupe etalarea, dar probabil că și manifestația, de trei de băte, doi de monede, amândoi trebuie să alegeți controlul. Transformare. Și voi trebuie să alegeți. Doi de spade, doi de monede. Ori experimentați, că până la urmă nicio relație nu... N-ai, în nicio relație nu ai siguranța că va ieși. Bine, eu dau sfaturi. Dar dau sfaturi, că de-aia sunt aici, așa. Mă rețin la sfaturi, dar... Că voi sunteți cei care alegeți.
Până la urmă, orice relație de scurtă durată, de lungă durată, este în faza de experiment la un moment dat, da? Până nu încerci, n-ai de unde să știi. Ați așteptat eventual ca acest personaj să aleagă între control și transformarea acestei atitudini. Poate a fost mai rece din punct de vedere mental, v-a dat dureri de cap, v-a stresat această dorință de a avea controlul și manifestat în mod special prin, repet, faptul că v-a tratat ca și prieten, nu ca și potențial partener. Posibil, unii dintre ei au avut, nu toți, unii au avut și tendințe aventuroase, de aventurier, da? Și iar asta datorită dorinței de a avea controlul, pentru că ei, în general, cei care sunt aventurieri, își controlează mintea, da? Nu se implică emoțional, sunt foarte mentali și își execută nevoile strict fizic, da? Ei, dacă poate ați avut pe altcineva, dragii mei, poate e altă persoană, voi, și voi sunteți în postura în care trebuie să alegeți 2 de monede și 2 de spade. Mult 2 de bâte, 2 de cupe, îndrăgostiții și ei și voi și întreaga relație. Eu sunteți la o intersecție de drumul la această viitoare întâlnire. De-aia, ori transforma situația dintre voi, ori vă vedeți de drumul vostru, libertatea. Și fiecare își o manifestă într-un fel. Poate unul își manifestă libertatea într-un mod înalt, superior, prin vindecare și creștere spirituală, celălalt prin manifestarea libertinajului. Dar aici este. Aici este stresul, că e schizo. Da? Stresul vostru. E un stres mental. Pentru că v-au mai stresat și alții care au vrut controlul, da? Poate acest personaj, poate ați încheiat transformarea, moartea. Ați încheiat o relație în care ați fost controlați, în care ați avut de-a face cu oameni care nu s-au implicat emoțional, da? Și dacă nici acest personaj nu se implică emoțional, de-aia trebuie să alegeți. Dar, vedeți voi, emoționalul la unii poate să apară în timp, la alții apar instantaneu. Depinde, de la om la om. Și n-aș spune că muse la bărbați apare mai greu, deși se pare că așa este. Dar acum depinde și de bărbați, dacă sunt intuitiv sau nu sunt. Fiecare. Dar se pare, studiile făcute, că la bărbați emoționalul se manifestă după fizic. Da, apare. Și la relație, manifestați acest vis, e un vis frumos, care poate deveni realitate dacă aveți curajul să participați amândoi, da? Reciprocitate, egalitate. Ce nu vedeți este că, după o perioadă de stres, după o experiență karmică cu un personaj dintr-o viață anterioară, dar un personaj foarte întunecos, tradițional, poate să fie și o căsnicie din partea voastră sau o familie foarte karmică, care v-a adus mult stres, cu răbdare, voi puteți să creșteți, să manifestați abundență și creativitate. Cu alte cuvinte, regele de monede și împărăteasa. Voi puteți, la voi a ajuns, în zona subconștientului. Ideea este că dacă vă este scris să manifestați acest lucru, odată transformată această energie mentală foarte negativă a voastră, a altui personaj din viața voastră, a acestui personaj în trecut, vedeți unde sunteți, pentru că variază, lucrurile pot să se dezvolte, 3 de bâte și 4 de bâte. Până nu încerci, cu alte cuvinte, n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi. Aș vrea totuși, ca să înțelegem mai bine, să clarificăm și energia finalului acestei întâlniri. 3 de monede odată.
clarificăm de două ori, de trei ori. Dar trebuie să faceți comparație. Depinde cine e acest personaj, dacă îl cunoașteți suficient de mult, dacă nu cunoașteți, faceți comparație cu cei din trecut, cum vine acest personaj. Da, trebuie să aveți o nouă viziune, interesant. Master, înțeleg tu? 4 de cupe. Vedem o carte. Aș vrea să spuneți de ce simt că acest personaj este din trecutul tău, din trecutul vostru, pentru că exact acum, la energia finalului acestei întâlniri, apar niște cărți care mă fac așa să gândesc. Mă fac să simt, nu știu, simt. Aveți o nouă viziune asupra unui sacrificiu pe care l-ați făcut. Din acest motiv aveți posibilitatea să fiți liberi sau să transformați sacrificiul în altceva. E 8, e moarte și renaștere, da? Este casa 12, noua viziune este casa 12 a peștilor. Vedeți cărțile? Da? Ați fost... Ia uitați... O nouă viziune, un înțelept, sau voi aveți o nouă viziune despre cum poți să devii înțelept după ce ai trecut prin întuneric, prin o experiență traumatică, 4 de spade, da? Negândirea, traumatică cu niște persoane din trecutul vostru, din viețile voastre anterioare. Pot să fie persoane din familie, pot să fie soț, soție, copii. Pentru că familia mai sunt și părinții, da, și frații. Încerc să înțeleg totuși. Ia clarificăm noua viziune. Ar putea pentru unii acest final, care se numește ghidare, să primiți un ghidaj divin în legătură cu alegerile pe care trebuie să le faceți. Dar vreau să văd ce înseamnă. Da, să o luați de la zero. Aici e provocarea. După ce ați fost mințiți și v-ați stresat cu multe energii negative, cu fie această persoană negativă, cu fie, deși am văzut, că or fi alte persoane din trecutul vostru, poate și al lor, hai să ne clarificăm noua viziune totuși. Noua viziune. Going with the flow. Da, vindecare, interesant. Aici este noua viziune. Ce fac? Transform această energie foarte, dar vedeți-o cu ochii voștri, foarte întunecoasă, dar risc. Sau merg cu cursul vieții, going with the flow, și mă vindec. Și, ia uite, după suferință, renasc prin vindecare. Și în ce sens? Prin libertate, dragii mei. Aici este alegerea. Sper că ați înțeles, pentru că, vin cărțile. Aici este. Aici cred că sunteți voi provocați. Dacă vă mai întâlniți într-o altă etapă, când sunteți vindecați, când și ei au luat hotărârile finale, dar la această următoare întâlnire, și e foarte interesant, pentru că nu pot să spun chiar de la început, dar aștept și eu cărțile să-mi confirme. Cum? Sunt două ființe care iau direcții diferite. Acesta așa s-a nimerit sau nu s-a nimerit? Mergem spre libertate și știm că vindecarea, creșterea spirituală, rugăciunea, credința, asta înseamnă
schimbarea emoționalului în spiritual, unul alege această cale, celălalt se va transforma, va învăța să aleagă eventual stabilitatea în cazul în care n-a fost stabil, să se ridice deasupra emoțiilor negative și să meargă în direcția în care este ghidat de univers. Dacă el, acest personaj, a vrut să aibă controlul, că ați văzut, e aici un, da? Rege și cavaler de spade, a vrut să aibă controlul, acest personaj ar putea să fie chemat la transformare. Să învețe să fie stabil. Să învețe să fie stabil. Și din acest motiv a apărut totuși, aveți nevoie să fiți în echilibru, să judecați, da? Să echilibrați gândurile, emoțiile și să fiți foarte atenți la detalii, foarte atenți la detalii. Da. Ia uite, iar apare calul. Iar apare calul. Unul dintre voi aveți un simț a libertății sau s-a declanșat după atâta suferință și situații neplăcute. Repet, cu acest personaj poate, voi știți, sau cu alt personaj sau alte persoane karmice, past lives, da? 5. Tradiții întunecoase. Cultură, educație întunecoasă, neagră sau non-cultură, da? Amânări. Sau cum să mai explic la această carte? Ați trăit în o viață monotonă, unii dintre voi. Întâmplător a apărut la voi stresul. Ați trăit o viață monotonă lângă cineva care a vrut să vă controleze, inclusiv familie, pe poate să fie părinți, mamă, tată, frate, soră. Fuști iubiți, actual iubiți, eu știu. Și aveți șansa să experimentați. Acum înțeleg că acest experiment ține foarte mult pentru că e 3 de bâte care vede în viitor. Cum poți să vezi în viitor? Sau mai bine zis, cum poți să vezi, da, cum poți să vezi că vine binele dacă nu ai renăscut, dacă nu te-ai vindecat, da? Și atunci ai puterea să călătorești așa necunoscut, going with the flow, doar când ești vindecat. Deci acum revin la energia voastră și înțeleg că 3 de bâte, experimentarea aceasta este a libertății, nu musai, a șansei de a fi cu acest personaj. Nu musai. Deși se poate, variază. Mai dăm o carte pe această, pe energia relației, că tot am întrerupt video. Mai dăm o carte, două. Mai clarificăm un pic energia acestui. Zece de bute. Nu de bute, de monede. O dată, de două ori, de trei ori. Ce înseamnă acest 10 de bute? Uite, aveți încredere. Deci, da, aveți încredere. E a doua oară când apare. Că faceți parte dintr-o lume, dintr-o nouă lume interesantă. Că vă puteți crea stabilitatea, fericirea, eventual și singuri. Aveți încredere. Sau alegeți să participați în manifestarea acestui vis. Dar pentru acest vis îți trebuie mult curaj. Pentru că, uitați cum arată și imaginea, nu este ușor. Da? Din stană de piatră să crești ca o floare, ca un pom. Nu e ușor. Adică, dacă veți fi în relație cu acest personaj, va fi greu. Din multe considerente. Poate n-ar trebui să intru acum în detalii, dar de personalitate, de viziuni diferite, de temperamente diferite. Voi, dacă voi simțiți că sunteți aici, păreți că vă doriți vindecare și libertate și eventual manifestarea unei noi lumi, unei noi dimensiuni. Cu alte cuvinte, cum am zis, să mergeți înspre 5D.
celălalt are de transformat. Asta e următoarea întâlnire. N-am zis că este finalul. Finalul întâlnirii este că voi aveți o nouă viziune despre toată situația neclară și sumbră prin care ați trecut, repet. Vă căpătați o oarecare înțelepciune. Pentru că primiți un ghidaj divin referitor la direcția în care trebuie să mergeți. O nouă viziune, cu alte cuvinte, să vă ridicați și să mergeți, da? Înspre soare, înspre libertate, așa zice. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!